Cum a cântat corul nostru și cum am cântat și noi foarte slab după cântarea de cor. Cântarea noastră cum sună? Cine știe? Nu, no, e o cântare noastră de după cântarea de cor. Da, e un singur cuvânt. Care e cuvântul? Amin, da, așa, asta, asta e cântarea, atâta, atâta. Nu e grea, vă să pare foarte grea? Putem să ne întâlnim pentru repetiție dacă trebuie. de eu zic că nu e nevoie. E un cuvânt pe care l-am purtat întreaga noastră viață și el poartă cu sine răspunsul pentru ceea ce am auzit. Noi suntem chemați cu toții la o adâncă odihnă sufletească în prezența Domnului ca să putem pricepe, ca să putem înțelege cuvântul Lui. Este neapărat necesar, e mediul în care funcționează sufletul nostru, odihna în Domnul. Dacă sufletul este tulburat, el nu va putea nici auzi, nici înțelege cuvântul. De aceea suntem invitați la odihnă de către însuși Domnul Odihnei, Domnul Sabatului Hristos Iisus, Domnul nostru. Așadar, consider că este momentul să invităm pe această ocazie pe toți cei a căror inimă caută pe Dumnezeu să disceană în cuvântul pe care îl auzim astăzi un apel de o deosebită importanță. Sunt două locuri în Scriptură asupra cărora noi trebuie să ne aplecăm cu toată înțelegerea, așa cum a spus Isus, cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa. Sunt două locuri în Scriptură. Sunt ultimele ore dinaintea răstignirii, Ultimul timp pe care Domnul a petrecut cu ucenicii acolo sunt lucruri de o importanță inepuizabilă și al doilea de egală importanță este momentul trecerii în țara promisă. Acolo trebuie să ne oprim. De ce? Pentru că este timpul pe care îl trăim noi. Omenirea noastră, numai pentru cel orb, va continua așa cum este. Pentru cel care vede, omenirea noastră nu va continua așa cum este. Fiecare zi care trece într-o succesiune rapidă aduce cu sine vești și evenimente care comunică un singur lucru. Lumea în care trăim nu este aceeași pe care o știm noi. E, nu e declarația noastră aceasta, e declarația unei lumi, de fapt. Indiferent la ce nivel ar vorbi cineva, observă lucrul acesta. Astăzi, de fapt, eu am o serie pe această temă intitulată Portret în cărbune. Astăzi ne vom ocupa de momentul acesta al trecerii, al, cel puțin al tentativei de a trece în țara promisă. Noi toți trăim pe pământul acesta cu speranța aceasta în suflet, cu țara promisă în suflet. Și azi dimineața am învățat la școala de sabă, la minutele noastre de meditație, că speranța nu moare în suflet înainte de a muri Dumnezeu în sufletul nostru de-abia după ce a murit Dumnezeu, cum i-a spus soția lui Martin Luther, atunci moare speranța și ultimul moare omul, nu moare speranța. Speranța moare penultima. Iubiții mei, având în vedere lucrul acesta, având în vedere că speranța și credința noastră este o plantă firavă care necesită îngrijire permanentă, ca și grădina, și pază, continuă, având în vedere acest lucru, Dumnezeu să ne ajute să ne deschidem inimile astăzi. Adresez cuvântul acesta și clasei de pregătire pe care o începem de astăzi, începând vinerea viitoare la ora 7, toți aceia dintre noi care au hotărât în inima lor să încheie acest legământ cu Dumnezeu, botezul, sau care doresc să se pregătească în privința aceasta, nefiind nimeni nu are obligație aceasta, dar pregătirea este sănătoasă și bună pentru oricare dintre noi. De la începând de la ora șapte o să aștept în acest loc, prin harul Domnului, și oricine a luat hotărârea aceasta în suflet să vină. Am pregătit și pe site-ul Bisericii un loc în care toți cei care ne privesc în acest moment și doresc să participe împreună cu noi la pregătirea aceasta a sufletului nostru având în vedere vremile care le trăim, se pot înscrie pe acest site. Sunt toate datele acolo. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta să întâmpinăm pe fiecare om acolo unde este, nu unde nu este. Acolo unde este el. Acesta este un prim aspect al pregătirii noastre. Cel de-al doilea este împlinirea speranței noastre despre care cântăm. Și având în vedere acest lucru, Aș vrea să spun că Dumnezeu nu ne-a dat nimic care poate fi luat fără luptă. Nu, no, nu există așa ceva. Când vorbeau de țara promisă, ei se gândeau că vor fi parașutați undeva, într-o zonă. Când au ajuns acolo, Domnul le-a spus puneți mâna pe treabă. Păi da, ai zis că. Da, asta am zis. E țara promisă care se ia prin luptă. Este un caracter. Pe care l-a promis Dumnezeu este Isus, țara promisă nouă. Caracterul lui Isus este țara promisă nouă, care se ia prin luptă. Prin luptă până la sânge, spune Biblia. Cine așteaptă lucrul acesta să vină de la sine, va fi dezamăgit groaznic. Ultima dezamăgire este aceasta. Cea mai mare și cea mai grea luptă care s-a dus vreodată este lupta omului cu sine însuși. Acolo este marea problemă. Și noi ne angajăm în tot felul de lucruri să le rezolvăm, uneori tocmai ca să acoperim adevărata problemă care e lupta noastră cu noi înșine. Domnul nu ne va întreba pe cine am biruit noi, ci ne va întreba dacă ne-am biruit pe noi înșine. Cum foarte frumos spune poetul Vasile Militaru, vitează cel ce învinge leii, vitează cel ce învinge o țară, acela care învinge lumea e un viteaz din cale afară. Acestora ca la minune e bine lumea să se încline, dar mai viteaz este acela care, zice stare că o este spoieți, care se biruie pe sine, ați fost poeți în ultima parte a versului, foarte bine. Dar mai viteaz este acela care se biruie pe sine. Acesta este lucrul cel mai însemnat, punctul cel mai important al luptei noastre pe pământul acesta. Având în vedere lucrul acesta, că, este într-adevăr o luptă și Biblia ne ceartă și ne spune voi nu v-ați luptat împotriva răului din voi înși vă până la sânge. Că mă lupt cu pumnul, alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro, știu toate acestea, dar n-a fost până la sânge. Știu că aceasta e dorința fiecăruia, fiecare om vrea vrea o viață mai apropiată de Dumnezeu. Fiecare om vrea lucrul acesta. Înțelege sau nu, spune sau nu, aceasta e dorința sufletului nostru. Dar Biblia spune, voi încă nu v-ați luptat încă până la sânge împotriva răului din propria voastră ființă. Care este calea, așa a întrebat Nicodem, cum se poate face așa ceva? Au întrebat oamenii aceia, dă dăne totdeauna această pâine sau cum să facem să avem această apă, pe ce cale mergem. Răspunsul este unul singur. Ce lucruri să facem? Ce să facem ca să, să ajungem aici? Și s-au scris cărți și metodică și așa. Și când n-ar fi fost nevoie, trebuia să se spună un singur cuvânt și anume răspunsul pe care l-a dat Isus acestei întrebări a fiecărui suflet omene. Ce să facem? Ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Ce să facem ca să avem uh, viața lui Hristos în viața noastră? Să trăim viața lui Isus la noi, în familie sau pe pământ? Ce să facem? Și răspunsul lui Isus a fost absolut simplu. Răspunsul a fost acesta. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis. El, a, asta e prea simplu, s-a supărat nama și a zis, lasă-mă în pace cu chestiile astea, cu. și n-am eu apă la mine în țară, vai ce tulbureală de apă și vezi de treabă. Și o să încearcă să se întoarcă slavă lui Dumnezeu, că n-a avut prieteni din aceea răi, că dacă avea prieteni răi, ăștia turnau gaz pe hotel. Chiar așa este, maestate, v-a jignit în halul ăsta, se poate așa ceva, toarnă gaz acolo. Și Naman s-ar fi întors în țara lui și cu lepră în suflet, în afară că avea lepră pe corp, s-ar fi umplut de lepră și în sufletul lui, dar a avut prieteni buni. Acestea este o mare hară. Și prietenii buni au spus, nu te simți jignit de simplitatea soluției lui Dumnezeu, nu fi atât de îngânfat, de mândru, de important, de deștept, încât să întorci spatele lui Dumnezeu, când ți-a dat această soluție așa de simplă. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, iar dacă nu găsiți de bine să faceți lucrul acesta, faceți pe acela pe care l-ați ales. Aici suntem în cel mai de tensiune moment al Scripturii Vechiului Testament. Poporul lui Dumnezeu, soarta lui este în cumpănă, este în balans, este în echilibru, pe frontiera țării promise. Ce vor face, ce se va întâmpla aici? Vă rog să urmărim cu mare atenție că nu e vorba de o pagină de istorie, nici de Biblie, Ce e vorba de viața ta și de viața mea. Biblia raportează ce este acolo, dar lucrul acesta trebuie să devină Duh și viață în mine. Ce s a ce s-a întâmplat acolo la frontieră, aceea este problema vieții mele. Cine poate să-mi spună, sigur știm istoria, poporul a fost înfrânt total, fără niciun fel de excepție, conducătorii au fost înfrânți total, cu două mici excepții, o catastrofă care a costat 40 de ani de ocol în acest deșert, moartea unei generații și nenumărate alte lucruri. Cine poate să îmi spună într-un singur cuvânt care a fost arma cu care diavolul a lovit lucrarea lui Dumnezeu din inima oamenilor de până în clipa aceea? Care a fost arma cu care a întors el un popor aproape 2 milioane se estimează, 600.000 de mii de oameni de război, de aproape 2 milioane cu toți. Și care a fost arma pe care a folosit-o diavolul? Neîncrederea, necredința, așa este, acesta a fost răspunsul după ce a fost dată lovitura. Care a fost arma, cine îmi spune? Răzvrătirea? Cum? dezamăgirea, nu, e vorba de arma cu care au fost atacați. Cele opt scoade, acestea au fost instrumentele, care a fost arma. Da. No. În negrirea. Oh, yes, Ați auzit de arma aceasta? Negrirea. Am auzit de arme atomice, de nimicire în masă, de arme tectonice, am auzit de uh, arme din acestea. Mi-a povestit un, uh, un om care participa la una din întâlniri. Mi-a spus, zice, nu-ți mai zice, astea sunt bunoaie, armele astea care sunt acolo, ce este pregătit la ora actuală. Pământul este transformat în armă. Atmosfera este transformată în armă. Dar de armă, de astea am auzit, într-adevăr, și. Dar de armă asta. Te aperi de orice fel de armă. Oamenii, ați observat cum a fost pregătit în România înainte de Revoluție, a fost pregătite buncăre, chestii ca să se apere oamenii. Nu au -au, -au intrat în niciun buncăr. Buncăre atomice cu pereți de plumb, cu cutare, rezistă la o bombă de așa. Nu au intrat nici decât gânda ce ori fi intrat pe acolo. Poporul Israel se pregătea să se apere de orice fel de armă, dar la asta nu s-a gândit niciodată. O armă atât de subtilă. În negrirea. Și cu arma aceasta poți să lovești sau poți să fii lovit. De aceea Biblia spune, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea, să stați în picioare. Pentru că o zi ca aceasta, care trebuia să fie ziua triumfului, intrărilor în țara promisă, a devenit ziua cea mai rea din istoria lor nu au avut niciun fel de apărare împotriva acestei arme a negririi. Dovadă că ei erau infectați și vinovați de această armă, de aceea nu s-au putut apăra. Nu ai cum să te aperi de arma aceasta și nu vei fi apărat de nimeni și de nimic atâta vreme cât tu practici lucrul ăsta în negrirea. Și mergem cu ajutorul lui Dumnezeu un pas mai departe. Noi o să mai, o să mai pun și online câteva teme de aici, este o, este o serie mai largă. Întrebarea este care e obiectivul? Obiectivul este să-l înnegrească unul pe altul sau oamenii aceștia să negrească țara ca să-i întoarcă pe celălalt? Nu. No. Iubiții mei, nu, să nu fim superficiali. Obiectivul este obrazul lui Dumnezeu, vreau să spun. Acolo se sfârșește orice înjurătură, orice blestem, orice păcat din lumea noastră are ca țintă și obiectiv pe Dumnezeu. Acolo, acolo se sfârșesc toate aceste lucruri. Și vom urmări lucrul ăsta nu ca o părere personală, ci vom urmări lucrul acesta în Scripturi. Care a fost păcatul care i-a însoțit pe ei de la plecare? de la plecarea din Egipt, care ne însoțește pe noi de la ieșirea din lumea aceasta. Care a fost păcatul? Cine știe? Cine spune? Știți că împreună cu ei au ieșit o echipă destul de serioasă. Știți că împreună cu Abraham, când s-a întors din Egipt, a mai ieșit cineva numit Agar. De asta lumea e unde este astăzi, că a ieșit doamna asta din Egipt cu ei. Și ei s-au apărat împotriva multor dușmani, dar n-au știut să se apere împotriva acestui, acestei arme care a fost pusă acolo. Iubiții mei, de la plecare a fost o grupă de oameni care a ieșit din Egipt, numită nu adunare, ci adunătură. Și aceștia au avut un singur obiectiv, să ne întoarcem înapoi. De la plecare, din cauza asta sunt numiți adunătură, pentru că ei au ieșit împreună cu adunarea, cu poporul lui Dumnezeu, dar inima lor a rămas tot acolo și pe tot drumul acesta ei au încercat continuu, continuu, continuu să întoarcă tabăra lui Israel înapoi în lumea din care au venit. Ei nu aveau niciun fel de bucurie sau speranță de a merge în țara promisă. Nu îi lega nimic de lucrul acesta pe ei, pe ceilalți îi lega. Erau, era cuvântul lui Dumnezeu dat părinților lor. Total, capital, au locuit în Egipt doar ca străini. Pe aceștia nu-i lega nimic. Și aceștia tindeau continuu, continuu să întoarcă, să pună o căpetenie, să se întoarcă înapoi în Egipt, adică în lumea din care au venit. A fost o permanentă cursă. Lucrul acesta însă nu era în sine obiectivul final. Obiectivul final era despărțirea lui Israel de Dumnezeu. Și asta se întâmplă în fiecare viață în parte. Ceea ce ni se întâmplă, sau ceea ce facem să se întâmple într-o viață sau alta, are un singur obiectiv, și anume separarea omului acestuia sau ființei acesteia de Dumnezeu. Fie vrea răul să te separe pe tine de Dumnezeu, fie tu, prin ceea ce faci, încerci să separ pe cineva de Dumnezeu. Eu nu fac așa ceva, dar aici aduce drumul. Ei probabil că nu știau lucrul ăsta. Dar aici aduce drumul. Aș dori să mergem în Sfânta Scriptură la numerii capitolul 13 și de aici să observăm numai câteva puncte, astăzi avem mai puțin timp, câteva puncte asupra cărora să ne concentrăm viața și mintea, pentru că ele sunt experiența vieții noastre. Nu luați lucrul ăsta ca o pagină din carte, luați lucrul acesta ca un cuvânt trimis personal fiecărui suflet în parte. Așa am căutat să fac și eu în pregătirea acestui cuvânt. Aici mergem împreună și găsim în numerii capitolul 14 oamenii care se întorc de la cercetarea țării și vă rog să urmăriți ceva de mare însemnătate. În timpul studiului aici la școală de sabat s-a ridicat o persoană dintre noi și a spus da, dar ce să facem dacă, uite, sunt cazuri de corupție în biserică, uite, ăsta fură, uite, ăsta a și așa mai departe, atunci noi cum trebuie să răspundem la așa ceva? Noi trebuie să răspundem la așa ceva nu cu cuvintele noastre, ci cu cuvintele lui Isus care a spus lăsați grâul și negina să crească împreună până la seceriș. El nu a ordonat nicăieri grâului să se bată cu negina, n-a ordonat nicăieri neghinei să atace grâul. Da? lasă-le împreună, ele cresc până la secerii. Și da, nu este un rău, este, dar e un rău mai mare acela de a smulge o neghină și o grămadă de fire de grâu smulse uh, împreună cu ea. Dacă Dumnezeu a găsit această soluție, acesta este răspunsul. Ce putea face Israel în fața acestor scoade care au venit? E, da, opt erau neghină, doi erau grâu. Fiecare avea de ales cum va răspunde? Pe cine va alege dintre, din mărturile pe care le-au adus oamenii aceștia? Și dacă observați în versetul 26, 27 chiar, ei aduc o mărturie bună și ei spun așa, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Era adevărat? Da sau nu? Da. Dar era adevărat în gura lor? No! Ce au zis aceiași oameni despre aceeași țară puțin mai târziu? Ce au zis? Cine știe? Aceasta este o țară care mănâncă, mulțumesc, aceasta este o țară care mănâncă pe locuitorii, uh, stimate domnule, nu te-am înțeles. Este o țară în care curge lapte și miere sau este o țară care mănâncă pe locuitorii ei? Dacă primim în suflet Duhului Dumnezeu, El ne va aprinde un bec în minte și ne va face aten și ne va spune, vezi că mărturia aceasta contrazice pe cealaltă, fiindcă Biblia spune, chiar în gura acestui om este o nuia pentru cuvintele lui. Acolo. Fii ate, poporul nu a observat lucrul acesta. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu, după ce au spus cu adevărat e o țară în care curge lapte și miere, au rostit acel cuvânt fatal, dar. Și cu cuvântul dar, au dărâmat absolut tot ce au spus înainte, pentru că au așezat în fața lui Israel un tablou negrit teribil al țării pe care o văzuseră. Când au spus ei, e o țară care mănâncă pe locuitorii ei, de cine și-au bătut joc cu oamenii aceștia? De moise și de popor? Nu no. Și a bătut joc de Dumnezeu care spusese aceasta este o țară bună. Și a spus, nu, e o țară nebună, nu este bună. Și Domnul a spus clar, luați totdeauna răspunsul de la Dumnezeu, nu vă grăbiți. Luați răspunsul de la Dumnezeu. Până când își va bate joc poporul ăsta de mine? Dumnezeu era în ecuație. Nu era vorba nici de scoade, nici de Moise, nici de Cana, nici de fiul lui Anac, de nimic Dumnezeu era ținta și obiectivul. Poporul, dar, au spus ei, poporul care locuiește acolo și țara pe care am iscodit, o spune în versetul 32, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și au un negrit, spune versetul 20, 30, țara nu era neagră, dar au un negrit -o ei. Au negrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. În cuvântul lor se găsește o expresie cu privire la greutăți, la probleme, la lupta aceasta. Și îi spun așa, când am văzut pe locuitorii țării acele, noi eram pe lângă ei ca niște lăcuste. Statura unui om, să zicem de un metru și ceva, este de 200 de ori mai mare decât o lăcustă. Dacă acest cuvânt e adevărat, pe care l-ați spus voi, că erați ca niște lăcuste, înseamnă că oamenii aveau 200 și ceva de metri. dacă, a fost, dacă tu erai ca o lăcustă pe lângă el, la proporția aceasta, uitați-vă o lăcustă lângă pantofa aici, corpul cât este deasupra ei, de câte ori, câte lăcuste ar trebui puse Înseamnă că erau de 200 de ori. Și mai mult de atât, mai mare decât... Era adevărat lucrul acesta? Și totuși poporul a cumpărat acest lucru. Din toată acea imensă mulțime care a ieșit și care au murit în țara nimănui, au ieșit din Egipt, dar nu au intrat niciodată în țara promisă, a fost Iosua și Caleb, Moise și Aron. Moise și Aron au venit în fața adunării și s-au rugat către Dumnezeu și numai doi oameni din toată adunarea, tot poporul scrie Biblia, toată adunarea, doi oameni din toată adunarea, au venit cu Moise și Aron și și-au așezat fețele la pământ în rugăciune. Atâta, două persoane din din toți cei care au fost acolo. Și Dumnezeu și-a manifestat prezența și s-a făcut liniște imediat. Oamenii au înțeles că nu era vorba de Moise și nu era vorba nici de iscoadele acelea, nu era vorba nici de țara aceea, ci era vorba de Dumnezeu. Iubiții mei, las aceste lucruri înaintea sufletului vostru deschise, înaintea sufletului meu și a tuturor care ne ascultă pe această ocazie. Arma aceasta este o armă cumplită, arma în Foarte puțini oameni trăiesc pe pământ care ar fi în stare să se apere de o așa armă. Dacă nu te apără Dumnezeu, nu are cine să te apere. De aceea Sfânta Scriptură vorbește de Domnul ca fiind un scut împotriva săgeților arzătoare ale celui rău. Totdeauna să trăim sub scutul acesta al protecției lui Dumnezeu. Nu, țara nu este neagră. Este vremea în care oamenii vorbesc despre înnegresc credința în Dumnezeu, este vremea în care ei înnegresc venirea Domnului nostru Isus Hristos. Este vremea în care ei înnegresc făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu și râd sau vorbesc în bat jocură în ușurătate cu apropouri la adresa acestor lucruri înalt prea sfinte. Înnegresc lucrurile. Eremia plângea la un moment dat, zice, cum s-a negrit aurul? aurul adevărului și al credinței în mâna acestor suflete deznădăjduite este înnegrit. Sufletul meu și al tău este chemat să se îndrepte la izvor. Și la izvor, spune cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă cu totul altceva. Portret în cărbune, vă știți, în artă există pictură în ulei, pictură în acuarelă sau în cărbune. Știți? Nu. Generația noastră, și nu e prima, vreau să spun, face lui Dumnezeu un portret în cărbune. Este o armă înfricoșătoare. De ce au căzut primii noștri părinți? Cine știe? Pentru că diavolul a negrit pe Dumnezeu în fața lor. De aceea au căzut ei. Nu însă nu suntem nici dependenți, și nici obligat să cumpărăm așa ceva. Ci suntem chemați aici la izvoare. Cine poate să-mi spună până la urmă ce poate ieși din cărbune? Ce știe? Dacă era Liviu Andrei aici, imediat sărea ca să sus și ne spunea. Din cum? Diamant, nota 10. Din cărbune este diamant. Iubiții mei, nu contează ce ni se întâmplă pe pământ. Contează în ce transformăm ceea ce se întâmplă. Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu are menirea să întristeze vreun suflet, ci să trezească inima noastră la prețul nespus de mare al făgăduinței lui Dumnezeu și al credinței noastre preasfinte, cum o numește Biblia. Așa că Isus transformă cărbunele în care a fost prezentat Dumnezeu în diamantul veșnic al cuvântului Său. Luca 12, 32, nu te teme, turma mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Nu seamănă cu mărturia acestor opti scoade și cu plânsul de o noapte întreagă al poporului și cu condamnarea la moartea lui Moise și după aceea au deschis sufletele și unul a zis ce ar fi să ne întoarcem în Egipt? Și altul preia propunerea și mai tare, gata, ne punem o căpetenie și ne întoarcem în Egipt. Acestea era gândul lor, de fapt, cu care am mers tot traseul acesta. Nu seamănă. Iisus spune, Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește. De ce vrea Dumnezeu să ne ducă într-o țară care ne mănâncă? Serios? Așa? Asta vrea Dumnezeu? Nu! No, Dumnezeu iată ce vrea. Tatăl vostru vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut în mine. Și dacă îl întrebăm pe însuși Dumnezeu, Doamne, dăm putere să te cred că mă iubești. Dăm puterea aceasta. În Ioan 17, cu 23, sus vorbește de o măsură de neimaginat. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu mai trimis și că, vă rog să fiți treji și să luați cuvântul ăsta la inimă, și că i-ai iubit cum m-a iubit pe mine. Și dacă te întreabă cineva cu ce fel de dragoste ești iubit de Dumnezeu, tu îi răspunzi cu dragostea cu care Dumnezeu a iubit pe Isus, cu aceeași dragoste El mă iubește pe mine sau pe copilul meu. Fii binecuvântat, Doamne, pentru bunătatea Ta. Păzește-ne de arma în negririi chipului lui Dumnezeu. Păzește-ne, Doamne, să fim vreodată instrument în lupta aceasta sau victimă. Fă ca privirile noastre să stea totdeauna ațintite spre Tine și privind la chipul Tău să fim schimbați în asemănarea Ta, așa cum ai spus în cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru țara promisă, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru viața Ta, și te rugăm să ne ajut să pășim în credință și în credincioșie în țara aceasta. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.